Iubiți prieteni, sunt atât de fericit că din nou suntem expuși și harului nespus de felurit al cuvântului lui Dumnezeu. Cu această ocazie aș vrea să fac o mărturisire de suflet. Vă mulțumesc vă tuturor care mi-ați dat prilejul să îmi închin viața cercetării cuvântului lui Dumnezeu pe calea aceasta Dumnezeu mi-a oferit bucurii nespuse. Nu, nu am reușit să expun decât o mică fracțiune din ele. Dar lucrarea aceasta în sine, în care sunt chemat și lucrez cu ajutorul lui Dumnezeu, mi-a dat prilejul să cunosc lucruri pe care nu le-aș fi cunoscut în indiferent ce al mediu aș fi lucrat eu. Pe care aceasta vreau să mulțumesc întâi lui Dumnezeu și apoi vouă tuturor. Acum să mergem împreună la cuvântul pe care îl vom învăța cu această ocazie. Este un cuvânt despre care n-am auzit până acum. Probabil că m-am ascultat prea puțin, am citit prea puțin, dar deodată, pe când mă rugam și mă pregăteam pentru venirea în prezența Domnului și a adunării a, voastră a tuturor. Deodată mi-a venit în minte gândul acesta: că bucuria, de fapt, este o armă. Am prezentat într-o ocazie precedentă Ziua Supremei Bucurii, numai o mică introducere, cu privire la predica Domnului nostru Isus Hristos din Templu. O predică despre. Bucuria lui Abraham, așa cum găsim în Ioan, capitolul 8, versetul 56: Tatăl vostru Abraham a săltat de bucurie că are să vadă, numai la gândul că are să vadă ziua mea, adică aceasta e manifestarea credinței, bucuria credinței, s-a bucurat înainte să o vadă, apoi, după ce a săltat de bucurie, a văzut-o și s-a bucurat. Bucuria este o armă. Niciodată n-am înțeles lucrul acesta până acum. Deși l-am trăit, acum îmi dau seama de câte lucruri m-a păzit Dumnezeu în viață prin această armă a bucuriei. Mi-a rămas în suflet lucrul acesta, permanent legat de prezența lui Dumnezeu, despre care nu putem să vorbim pe episoade sau pe situații, ci este permanent, este ceva prezent permanent cu noi. Astăzi vom explora, vom începe să explorăm, de fapt, o să mă, o să revenim în acest câmp cu cu flori, este este imens ce este aici vom reveni în locul acesta, vom învăța câteva lucruri cu privire la bucuria ca armă. Petru Apostolul ne îndeamnă pe noi, în 1 Petru 4, cu versetul 1, spunându-ne, astfel dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. În armarea cu gândire. Înarmați-vă cu același fel de gândire. Din, această, din acest arsenal ați văzut, ni se spune acolo, luați scutul credinței, luați sabia Duhului, luați cu Între aceste arme, cea care este, care dă valoare și putere și eficiență, oricărei alte arme este arma bucuriei, pentru că dacă bucuria nu este prezentă în sufletul nostru, noi devenim slabi și vulnerabili și vom îndrepta eforturile și energiile noastre în direcția opusă, tocmai din lipsa bucuriei. Ne întrebăm ce n-a fost bine, ce, cum, unde -a... a lipsit din suflet bucuria. Bucuria nu trebuie să fie un episod. Legat de un anume eveniment, legat de vreme, legat de. Nu. Ea este legată de prezența lui Dumnezeu. Prezența lui în Sufletul nostru ne umple de bucurie. Acest lucru rămâne cu noi totdeauna. Chiar și în cazurile noastre, chiar și în suferințe, în lupte, chiar și în moarte. Mă bucur, mă bucur că n-am fost acolo, spune Mântuitorul nostru, spre moartea lui Lazar. Dragii mei, nu uităm ce subliniază Petru Apostolul. Înarmați-vă cu așa ceva. Înarmați-vă sufletul cu această nemaipomenită armă a bucuriei. Este atât de, de Dumnezeiască această armă a bucuriei, încât Mântuitorul nostru s-a apărat și s-a susținut cu ea în ultima bătălie cu șerfirea, în momentul în care și-a dăruit și-a șerfit viața în fața morții. S-a apărat cu arma aceasta de neimaginat a bucuriei. Să mergem împreună în acest text atât de adânc, Evrei 12, capitol, capitolul 12, versetul 2. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea noastră și ce anume, la ce să ne uităm, pentru că e un anume punct asupra căruia trebuie să ne uităm. Uite, urmărește aspectul acesta, urmărește punctul acesta să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus. Căpetenia înseamnă începătorul și desăvârșitorul. Acesta e sensul cuvintei, adică cel care finalizează începutul și sfârșitul. Care pentru bucuria care îi era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și s-a de la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Pentru bucuria aceasta. Bucuria inimii Domnului nostru Isus Hristos este o chemare, o împuternicire și o inspirație pentru noi toți. Să înțelegem că noi trebuie să trăim și să ducem lupta vieții în această atmosferă de bucurie, care nu depinde de nimic de ceea ce se întâmplă în jurul nostru sau în lăuntru nostru, ci depinde de prezența lui Dumnezeu a ancora aceasta bucuriei noastre, trece dincolo de perdeaua din templu, se prinde de el. El este bucuria noastră. Bucuria noastră nu este o stare sau o situație, ci este Domnul. Acest lucru l-am înțeles din cuvintele care ne-au fost puse când am fost îndemnați să ne înarmăm cu același fel de gândire cu care s-a înarmat Isus în suferința și jertfirea Lui. Să ne înarmăm cu acest fel de gândire. Când Mântuitorul nostru a spus, Abraham a săltat de bucurie când a văzut ziua mea, el ne comunică nouă tuturor care credem în venirea zilei Domnului și care credem că ziua Domnului este în desfășurare, ne comunică nouă faptul că această zi a Domnului și pentru, pentru acela care crede în această zi a Domnului, conceptul este însoțit de bucuria aceasta, de tresăltare, a sălta de bucurie, nu doar a zâmbit în trecere, a sălta de bucurie numai la gândul care să vadă ziua mea, după aceea, după aceea, ca act al credinței s-a bucurat, a văzut ziua mea. Bucuria este o mare act al credinței. Când vorbim de ziua Domnului și când vorbim de bucuria, binecuvântările de neimaginat, lucruri, pe care ochiul nu le-a văzut și tot ce se poate lega de lucrul acesta la nivelul imaginației sau înțelegerii noastre. Când vorbim de așa ceva, adevărata și autentica zi a Domnului în credința noastră este însoțită de această bucurie strălucită, negreită și strălucită. aceasta este arma sufletului nostru. Aceasta înarmează, dar în același timp insuflă, inspiră sufletul nostru în tot ce face Și Biblia spune că lucrul acesta trebuie să rămână permanent cu noi. Atâta timp cât rămâne prezența lui Dumnezeu cu noi, atâta timp trebuie să rămână bucurie în sufletul nostru. Să nu te părăsească bucuria aceasta, ne îndemna în așa cum o să vedem. Pentru această bucurie care îi era pusă înainte. Acum, iubiții mei, după un calcul simplu, dacă Mântuitorul nostru s-a armat cu această bucurie în fața crucii. Nu încerc să mai adaug alte cuvinte. Dacă el s-a armat cu această bucurie în fața purtării păcatului lumii întregi asupra lui, n-a trecut nimeni pe aici vreodată. Noi nu putem să, putem să purtăm păcatul nostru. Unii oameni, când au trebuit să poarte păcatul lor, au murit de inimă sau. Dar el a purtat păcatul lumii asupra lui. Și lucrul acesta a fost posibil doar prin faptul că el s-a înarmat cu această bucurie care nu l-a părăsit nici o clipă. Nici acolo când era în chinurile acelea de neimaginat, acolo el trăia bucuria care îi era pusă înainte. Și era atât de înaltă această bucurie încât a depășit durerile fizice pe care le-au îndurat milioane de oameni de altfel, dar mai ales durerea sufletească de a purta nelegiuirea noastră a tuturor asupra lui. Acestea sunt niște cuvinte neînțelese, dar rostite, sunt adevărate, într-adevăr, dar necuprinse de mintea noastră. Dar faptul că el a întâmpinat purtarea acestei poveri cu bucuria aceasta și că bucuria care era pusă înainte a fost o armă mult mai puternică decât povara aceasta ne învață pe noi că noi nu trebuie să fim niciodată lipsiți de bucuria mântuirii în Sufletul nostru, indiferent cum ne înjură, ne bat jocurește, ne vorbește, ne, ne dreptățește, ne fură, ne... orice se întâmplă sub celui sau ne amenință viața sau ne ia viața. Cu bucurie. Voi sfârși cu bucurie alergarea. Au oh, sfârșitul e nu, nu, nu. Eu voi sfârși cu bucurie. Iubiții mei, aceasta este o școală, cred că este școala cerului de altfel, fiindcă Biblia ne spune în cartea Apocalipsei că bucuria este atmosfera cerului nou și a pământului nou și Cred că școala cea mai adâncă a sufletului nostru este tocmai păstrarea, conservarea bucuriei în sufletul nostru, indiferent și independent de situația care este în jurul nostru. Înarmați-vă cu acest fel de gândire, spune, ne spune nou Apostolul Petru. nu vom înțelege valoarea, probabil, în perspectivă dar eu vom înțelege bine în retrospectivă, adică atunci când vom privi drumul vieții înapoi, pe unde am trecut, vom înțelege ce a însemnat bucuria aceasta. Și nu discutăm de un concept abstract acum neapărat. Discutăm de ceva care este absolut practic atunci când fie că mânca sau bea sau ceva, păstrați în suflet această atmosferă de bucurie pe care o aduce prezența lui Dumnezeu. Nu mâncarea de pe masă sau lipsa mâncării de pe masă. Nu întâlnirile oamenilor, fețele oamenilor, zâmbete sau scuipături sau înjurături. Sau... Nu acest... de acest lucru de Pinde bucuria noastră. Nu, nu suntem pe frecvența lumii, nu oscilăm împreună cu ea, ci noi suntem legați, ancora trece, dincolo de perdeaua din templu, suntem legați de prezența lui Dumnezeu și acolo nu este oscilare, nu este schimbare sau umbră de mutare, ci aceasta este ceea ce a spus prorocul Isaia, o bucurie veșnică le va capul. Veșnic înseamnă permanent. Iubiții mei, sunt mișcat în adâncul sufletului meu de înțelegere acest lucru pentru că am văzut în cuvântul lui Dumnezeu impactul pe care îl are ascultarea de acest cuvânt al lui Dumnezeu. Sau proverbe 3.3. Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Niciodată. Să nu te părăsească. Bucuria este de fapt floarea, este fructul bunătății sufletești pe care o primim în dar de la Dumnezeu împreună cu Marele Dăruitor. Lipsa bucuriei din sufletul nostru este cauza tuturor nenorocirilor și păcatelor care s-au comis în sufletul nostru. Primul lucru care i s-a întâmplat marelui apostat a fost pierderea bucuriei. A ajuns nemulțumit, sau nesatisfăcut, nebucuros, lipsit de bucurie pentru tot ce i-a dăduse Dumnezeu. Și faptul că bucuria aceasta e legată de prezența lui Dumnezeu Indică spre o tragedie mult mai adâncă decât neaprecierea a ceea ce ți-a dat Dumnezeu și nu te nu te bucuri de ai atâtea toate, zici cum a spus Haman, toate acestea sunt nimic pentru mine atât timp cât sunt dușman cu omul ăsta și aș vrea să-l văd mort. Este însă legată și mai adânc când ai simțit că ai pierdut bucuria, că nu ai această bucurie îmblării cu Dumnezeu, că nu trăiești bucuria aceasta permanent s-a întâmplat altceva. S-a întâmplat pierderea prezenței lui Dumnezeu din suflet. Doar acolo unde el nu mai este, în sufletul nostru, sau mai degrabă spus, acolo unde noi nu mai suntem conștienți de prezența lui, am scos din vizorul nostru prezența sa cu noi, imediat se instalează întunecarea, supărarea, tristețea aceasta continuă a sufletului nostru. Bucuria este, o im este imunizarea sufletului. Nici un suflet bucuros nu poate să comită răul. Iubiții mei, împreună cu cuvintele acestea, eu un alt și rugăciunea, ajută-ne, Doamne, să înțelegem lucrul acesta, însemnătatea acestui lucru. Acolo unde nu este bucurie, inima devine un pustiu rece, tunecat. Ați văzut că înainte de creație pământul era întunecat, dar imediat ce a apărut prezența lui Dumnezeu acolo nu a mai fost întunecarea aceea să fie lumină. A fost lumină. Aceasta indică spre o experiență, spre o trăire a ființei noastre, atunci când primim în Sufletul nostru și trăim prezența lui Dumnezeu, bucurați-vă! Și iarăși zic, bucurați-vă! Insistă. Pavel Apostol, pentru că el știe ce înseamnă lucrul acesta, el știe ce înseamnă să luptă să păstrezi bucuria în suflet în perspectiva decapitării, a crimei pe care Nero a comis-o și una dintre milioanele lui de crime și el știe ce înseamnă, aceasta nu e o luptă simplă, e ușor să te să te predai întunecării, supărării, urii, răului. E ușor să te predai. Este foarte greu să înnoți contra curentului și să păstrezi bucuria în suflet când nu mai sunt, nu sunt motive pentru o bucurie de aceasta superficială, aș zice. Mergem în Estera la capitolul 2, 21 și aici observăm doi oameni de încredere ai împăratului care ridică mâna să asasineze pe împărat. Erau primiți ca oameni de încredere dar ajung să fie ucigași, criminali, asasini. Eu nu spun dacă Împăratul ăsta este bun sau rău, ci faptul că tu ești privit ca om de încredere nu te poate niciodată însoți sau justifica ridicarea mâinii împotriva celui care are încredere în tine. Este, este ceva cu tremurător. Cum au ajuns oamenii aceștia, din oameni de încredere, de, de cea mai mare încredere în a Împăratului, să ajungă? Atentatorii sau asasinii atent, au atentat să asasineze pe împărat. Versetul 21 este era 2. Bictan și Tereș, doi slujitori ai împăratului, păzitorii pragului. Stimați prieteni, ca să pui pe cineva să păzească pragul casei și camerei unde stai și înseamnă încredere. Oamenii aceștia erau păzitorii pragului, s-au lăsat biruiți de o supărare. Și au vrut să întindă mâna împotriva împăratului Ahasveru și nu l-o fi la salariu, o fi, o fi vorbit de rău. Cine știe ce s-a întâmplat acolo? Dar aceasta nu poate fi niciodată o scuză sau o justificare a faptului că ei au ridicat mâna să ucidă pe împărat. Crima lor însă nu a constat în faptul că au ridicat arma sau mâna împotriva împăratului. Crima lor a constat în faptul că s-au lăsat biruiți de o supărare. Și aici este marea noastră problemă. Dacă am rămas și ne-am adâncit privirile asupra dialogului dintre bunul Dumnezeu și Iona, acolo constatăm că se discută nu despre supărare sau despre a te supăra, ci se discută dacă acest lucru, supărarea, este un lucru bun sau rău. Când Domnul îl întreabă pe Iona. Uh, pentru ce te superi, sau de, de, de ce, de ce te-ai supărat în felul ăla, pentru ce te-ai mâniat și uh, de, uh, care, care e motivul, întreabă Domnul. Domnul vrea să-i spună pentru ce nu te bucuri. Toată cetatea s-a întors la Dumnezeu, nu este acesta motiv de bucurie. Cum se face că în mijlocul acestei bucurii tu. Nu? Ei spuneau că sunt fiul lui Abraham, el a spus, uite, Abraham a fost un om plin de bucurie. Noi slujim unui Dumnezeu fericit, spune Pavel. Și atunci unde e bucuria voastră dacă sunteți fiul lui Abraham? Dacă sunteți fiul lui Abraham, el s-a bucurat când a văzut ziua mea. Voi, ce, voi de ce sunteți supărați când vedeți ziua mea? Spune Mântuitorul. Adică unde este bucuria voastră, cum îi întreba Pavel pe Galateni? Unde este bucuria voastră? În momentul în care ați pierdut bucuria, este semnul că v-ați îndepărtat de Dumnezeu, ați închis ochii sufletului la prezența lui Dumnezeu. At atât de delicat îl întreabă pe Iona, bine faci tu că te mănii? Și el spune, e bine. Domnul îi spune, nu e bine să te mănii. Uite, uh, supărarea duce numai la rău, scrie psalmul, nu, nu e bine să te mănii. Lasă mânia, părăsește iuțimea, știi că duce numai la rău lucrul acesta. Și în dialogul dintre Dumnezeu și Iona se discută conceptul acesta din perspectiva binelui și răului. Domnul îi spune, nu e bine să te supe, lasă e bine să te bucuri. Încerc să nu mă supăr. Bine, dar aceasta nu, nu, nu se poate întâmpla în vid acest lucru. Dacă, într-adevăr, vrei să părăsești, lasă supărare, lasă răutate, lasă mânie, lasă iuțime, dacă vrei să faci lucrul ăsta, se poate face pe o singură cale și anume, sufletul să ți se umple de bucuria prezenței lui Dumnezeu. Dacă nu este aceasta, nimic nu este. Și dacă nu este bucuria lui Dumnezeu, nu rămâne gol acolo. Nu, ci pustia aceasta, cum scrie cartea Apocalipse, se umple de orice fel de pasăre de orice fiară, orice răutate, pofte sporcate, fel de fel de lucruri, lipsa bucuriei. Bucuria noastră a sufletului nostru mărturisește despre cine este și ce înseamnă Dumnezeu pentru noi. Aceasta este, aceasta e mărturia de credință, bucuria sufletului nostru în orice fel de împrejurare ne-am găsit. Ea este scutul și apărarea noastră împotriva căderii și chiar în mijlocul cele mai cumplite încercări posibile, bucuria care era pusă înainte. Bine facă mămânii, spune Iona, nu e bine. Nu e bine. Dumnezeu a zis, nu e bine. Omul uh, uh, consideră că are o justificare pentru lucrul acesta, Dar el nu înțelege că, de fapt, tot ce face împotriva lui să vârșește. Am discutat odată cu o persoană care a, a furat ceva. Și am furat. Ai furat, da. Bun, dar știi că ai furat de la tine. Nu, am furat. De la cine ai furat, am întrebat. Am furat de la unul care a fost aici, are nu știu câte, așa, așa mai departe. Zic, nu, nici nu-ți dai seama de la cine. Ai furat de la tine. Cum adică? De la tine ai furat. Tot ce faci bun sau rău, pentru tine faci sau împotriva ta. Și așa se face că după un anume furt, dumnealui a fost arestat trei ani. Și am spus, vezi, când ai furat lucrul ăsta, tu ai furat trei ani din viața ta, tu nu ai furat mașina din o gradă, nu știu cui sau alte lucruri, tu ai furat ceva din viața ta. Când tu te mâni și te superi, spune Sfânta Scriptură, și te... iuțimea ta de a răspunde, de a reacționa ca un arc un... presat, ca un oțel imediat, răspunde replica pe loc. În momentul când faci așa ceva, tu faci lucrul acesta împotriva sufletului tău, tu ai izgonit din, din sufletul tău, nu supărarea, așa cum spune Biblia, ai izgonit bucuria și prezența lui Dumnezeu și ai instalat acolo devastarea și dezastru. Slujirea lui Dumnezeu la care suntem noi chemați este măsurată nu după cantități, ci după bucuria cu care se face acest lucru. Pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu nu mult sau puțin, important, neimportant în ochii oamenilor, ce, ce bucuria sufletului care însoțește lucrarea aceasta. Dacă mergem în Deuteronom, capitolul 28, versetul 47, îl găsim pe Moise înțelegând puterea aceasta a bucuriei în slujirea lui Dumnezeu. El găsește cauza tuturor nenorocirilor pe care le-a le adus asupra lui Israel și le va aduce asupra lui și noi, fiecare dintre noi, aducând asupra noastră răul care se petrece în viața noastră, atunci se explică acest lucru din perspectiva cauzei. Uite de ce s-a întâmplat. Pentru că în mijlocul belșugului tuturor lucrurilor, N-ai slujit Domnului Dumnezeului tău cu bucurie și cu dragă inima. Deci, lucrul acesta este măsurătoare, este trestia de măsurată a slujirii noastre înaintea lui Dumnezeu. Nu cu cârtire, nu cu șovăire, spune Pavel, nu de silă, nu, ci cu toată inima cu bucuria aceasta pe care o inspire Duhul Sfânt și care mărturisește despre Dumnezeu oriunde suntem noi. Acest lucru îl accentua Mântuitorul nostru când spunea în Matei capitolul 6, versetul 16. Când postiți, cum ești când postești? Când foame, ești rău, nu? Ești nervos, ești... <gântări> nu, nu. Când postiți, să nu luați o înfățișare, poți să o oh. yeah ca fățarnici, oameni serioși, zic ei serioși în lucrarea lui Dumnezeu vai, zici că ei sunt atlas, apasă greutatea cerului asupra lor, ei sunt cei care, să nu luați o fățășare de asta, spune Mântuitorul ca fățarnici, aceștia care își sluțesc fețele o sunt întunecați, posomorâți ca să arate oamenilor că postesc vai ce poveri poartă și câtă frământașă și ce, ce este acolo? Adevărat vă spun că și-au luat, și luat răsplata de la ei. Ce tu când postești, spune Mântuitorul, e această frumoasă postură din care se citește că postești Tatălui tău. Adică oamenii văd în postul tău cine este Tatăl tău pentru tine. Și bucuria ta mărturisește despre Dumnezeu. Astfel să ne întoarcem la cuvintele apostolului Petru care ne spune, fiindcă Hristos a pătimit în acest fel în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Iubiții mei, nu este o țintă ușoară, nu este o stâncă, de aceasta un urcuș domol, ci parcă ar spune că este un urcuș vertical, dacă nu cumva este înclinat negativ pentru noi. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu, el a spus că poate să ne așeze pe stânca pe care noi nu putem să ajungem singuri. Dacă ne surprindem vreodată, asemenea lui David care s-a surprins gemând și supărat și s-a surprins, a zis, pentru ce gem suflete? Vorba soției lui Martin Luther, a murit Dumnezeu. Nu, dar uite ce mi s-a întâmplat. Asta am înțeles, dar bucuria noastră este legată de prezența lui Dumnezeu. Iubiții mei, să ne închinăm lui Dumnezeu și să-i cerem darul bucuriei și să-i cerem arma aceasta cu care a luptat Mântuitorul nostru. Căci unul din roadele, din o parte a roadei Duhului Sfânt este bucuria. Dumnezeu să păstreze totdeauna această atmosferă în sufletul nostru și fă Tată Bun ca bucuria vieții noastre să mărturisească despre bunătatea lui Dumnezeu, despre planurile lui cu viața noastră și dincolo de orice despre iubirea ta pentru noi toți care s-a manifestat la Golgota. Ne închinăm și îți mulțumim cu bucurie în numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin.